Guvernul României a adoptat în ședința de luni hotărârea de guvern prin care au fost stabilite condițiile în care trebuie să funcționeze restaurantele, cafenelele, cinematografele și teatrele începând cu 1 septembrie. Cluburile și barurile rămân închise. Astfel sunt implementate recomandările transmise de Comitetul Național pentru Situații de Urgență prin hotărârea numărul 43, cele mai importante aspecte fiind legate de permiterea relorii activității restaurantelor și cafenelelor aflate în interiorul unor clădiri cu respectarea normelor de protecție stabilite de specialiști, activitatea putând fi reluată în județele unei incinte acumulate a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1000 de locuitori. Administratorii restaurantelor și cafenelelor, atât a celor de la exterior cât și a celor de la interior, trebuie să asigure o distanță de minimum 2 metri între mese și să limiteze ocuparea meselor la maximum 6 persoane la o masă. Menține interdicția pentru activități de tip bar, club, discotecă, reluarea activității cinematografelor și instituțiilor care organizează spectacole sau concerte, cu respectarea anumitor norme de protecție. Desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și sau concerte este permisă, fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului. Creșterea numărului persoanelor care pot participa la evenimentele private, noile norme stabilite că la evenimentele private organizate în interior pot participa maximum 50 de persoane, iar la cele organizate în exterior cel mult 100 de persoane.